Bine v-am regăsit, stimați spectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă spune Liviu Dumitrașcu. Invitatul meu din această emisiune este domnul inginer Virgil Roșu. Domnule inginer, bine ați venit în studioul nostru Valea Prahovei, în premieră. Da, bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Nu știu dacă cunoașteți formatul emisiunii noastre, ne-ați mai văzut, am mai intrat în casa dumneavoastră sâmbătă cu Seniorii Petrolului Românesc. Da, am văzut câteva episoade și mi-a făcut plăcere să le... Acesta cu siguranță va fi cel mai bun. De regulă, așa se speră că să fie cel mai bun, ultimul. Sper să nu fie ultimul totul. Ultimul, da? cel de astăzi, în sensul bine. Obișnuim, foarte pe scurt, să... Vă prezint telespectatorilor, știu că sunteți foarte cunoscut, dar în esență, am ales câteva repere biografice, repere academice, repere profesionale și nu doar atât. Pe 9 iunie anul acesta, 2016, invitatul meu, domnul inginer Virgil Roșu, sărbătorește 74 de ani frumoși, demni, norocoși. La mulți ani frumoși, domnule. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, și vă doresc să mă depășiți ca vârstă, pentru că oricum sunteți mai mic decât mine. Domnule inginer, dacă fac această depășire, nu mai regulamentar. Păi o faceți regulamentară, pe stânga, nu pe dreapta. Nu ne mai trageți pe dreapta atunci, da? Frumos. Invitatul meu este băiatul chirovnicului, mai târziu șef de secție, Nicolae Roșu. Chirovnic, ne-am uitat împreună în dicționar, pentru cei care nu cunosc, substantiv masculin, maestru sondor șef în șantierele petrolifere, însărcinat cu executarea lucrărilor de foraj sau de producție. Contemporanul din 1949, numărul 156, menționează: înaintarea chirovnicilor prin tromba de fum și de noroi a erupției s-ar putea compara cu un episod de asalt. Să stabilim pentru început noțiunile și eu cred că am fost destul de clar. Da, tatăl meu era cunoscut în comuna în care a domiciliat. În ce comună? Comuna Aricești, în Zeletin. Dacă mai există alți Aricești, mai există, da? Un Aricești, da? Activani, în apropiere de Ploiești. Aricești și Zeletin fiind situat la circa 40 de kilometri nord-est de Ploiești, era cunoscut sub numele de chirovnicul. De fapt, era o poreclă datorită profesiei pe care a avut-o din 1928 începând, adică de chirovnic sau maestru sondor șef. Până în 1960. Până în 1966, când s-a pensionat pe 1 noiembrie. Vom ajunge, vom detalia, întrucât deși erați cel mai mic dintre cei 5 copii, fată, băiat, Virgiliu, dumneavoastră, da. În final, și o să mă explic de ce în final, ați devenit preferatul tatălui dumneavoastră, încercând încă de la 6 ani să mirosiți petrol. Asta pentru că probabil eram cel mai mic și mai ales ulterior, pentru că a simțit sau a intuit că îi voi moșteni profesia, îi voi continua activitatea pe care a început-o și m-am străduit să o fac cât mai bine posibil. Nu. Mi-ați vorbit foarte frumos și sunt convins că veți face și acum în emisiune despre dânsul un respect deosebit, ceea ce este frumos și mă îndreptățește și pe mine să spun, o să o mai fac, că sunteți un urmaș demn de înaintaj. Da, vă mulțumesc pentru apreciere. Numele lui m-a obligat să fiu la un anumit standard și de comportament și în pregătirea profesională sau în activitatea pe care am desfășurat-o. Pe care l-ați menținut, l-ați întreținut cu multă demnitate. Sper să fie așa și să fie mândru acolo unde este de... Ne privește dintre stele. Mai am o lămurire de făcut încă din start, sper să nu vă deranjeze. Numele Roșu este un nume mai puțin obișnuit, e un nume românesc, nu? E un nume românesc, din spusele tatălui meu, de fapt a fost o poreclă sau
numele inițial al strămoșilor noștri fiind Săvulescu. Eu mi-am permis să recitesc povestea lui Harapal a lui Ion Creangă din 1877 și dacă sunteți de acord, am să prezint un singur citat și dacă vreți să-l comentați sau nu, ca apoi să continuăm. Dragul tate, nu dacă eu sunt, atunci fiul craului lui descădecă și tatăl său, cuprinzându-l în brațe, îl sărută și zice: Fătul meu, bun tovarăș ți-a ales, de te-a învățat cineva, bine ți-a priit, iar de-ai făcut-o din capul tău, bun cap ai avut. Mergi de-acum tot înainte, că tu ești vrednic de împărat. Nu mai ține minte sfatul ce ți-l dau. În călătoria ta ai să ai trebuință și de răi și de buni, dar să te ferești de omul roș, iar mai ales, în mod special, de cel spân, cât îi putea, să n-ai de-a face cu dânsii, că sunt foarte șugubeți. Nu mă deranjează nu acest, mă deranjează această, da? Acest poate citat. Poate v-a mai spus cineva. Mi-a mai spus chiar, da? Și de mai multe ori, numai că termenul de șugubăți, mie, dacă semnificația lui înseamnă glumeț, glumeț, asta este semnificația. Nu înțeleg de ce îl sfătuia Harapal pe ficăsul să se ferească de un om glumeț. Poate că era altă semnificație, avea altă semnificație termenul de șugubăți. Nu, aceasta este semnificația. Atunci și nu-mi displace. Hâtru. Frumos. Deci, roșu. Da. Bun. Aș vrea să procedez și cu dumneavoastră în aceeași manieră cu care am procedat cu invitații mei, spunându-le că numele de familie, roșu, de botez, Virgil în cazul dumneavoastră, sunt predestinat. Am să iau numai numele de familie, roșu, pe care l-ați demitizat, și am să analizez fiecare caracter, fiecare vocală, fiecare consoană, care, după părerea unor personaje care s-au ocupat, dar nu în mod științific, de această analiză, aceste calități, aceste atribute pentru fiecare literă pot în final reprezenta caracteristici sau, de ce nu, și constante. Dacă printre ele găsim și constante Virgil Roșu, m-aș bucura. Prima literă, R, riguros. Da, aș vrea să cred că sunt un om riguros. Romantic. Foarte. Rușinos. Cu bun simț. Realist. Realist, da. Mergem mai departe. O. Organizat. Nu totdeauna, sau nu foarte organizat. Orgolios. Da, din păcate. Un om de caracter, om parolist, om inteligent. Parolist, da, inteligent, trebuie să aprecieze altcineva. Dați-mi voi ca eu să apreciez acest lucru și nu numai eu, și colaboratorii mei. Vă mulțumesc. În viața aceasta, de pe pământ, ați avut mai multe oferte de destin, unele cu noroc. Am zis bine, oferte de destin? Da, e corect spus. Puteți comenta puțin? Păi... Dacă am zis bine. Da, ați zis corect, pentru că toate ofertele sau ofertele acceptate m-au condus spre o finalitate, zic eu, bună, fericită chiar. Atât a activității cât și a, sub aspect financiar. Sau una dintre material. Ele care v-a purtat noroc. Păi, de exemplu, transferul meu din activitatea practică din șantier la Institutul de Proiectări, unde mi-am sfârșit activitatea, în 1975, mi-a purtat noroc. Atât în plan profesional, cât chiar și în plan financiar, făcând din profesia aceasta ceva care mi-a adus mari satisfacții, chiar și bănești. Frumos. Și șugubăț. Da, pot să spun. Ca să rimeze cu tot ca să spun, pentru rimă, pentru rimă. Până rimă. Acum. Șantier. Șantier, da. Șef, șantier, șef, proiect. Da, asta... Șef, secție, da, și șef, tot ce înseamnă șef. Da, șef în accepțiunea bună a termenului. Pe unde ați fost șef? Păi, începând după perioada de stagiatură, care este inerentă fiecărui absolvent de... Pe care ați început-o la Boldești. Pe care am început-o la Boldești,
După un an aproximativ, am devenit șef de secție, gradul 2, gradul 1, șef sondă de mare adâncime, șef proiect în perioada care a urmat perioadei de... Șef proiect sondă? Șef proiect sonde. Da, sau sonde cu formă de... Vă referiți la 7.000 și la 10.000, da? La sonde de mare adâncime, și de foarte mare adâncime. Foarte frumos. Apropo, perioada cât ați fost șef, ați fost înconjurat și de tineri. Am fost responsabilizat? Am fost înconjurat de tineri și am avut modele, oameni de înaltă competență tehnică și morală. O să ajungem la aceste modele. Deci credeți în modele. Cred. Foarte frumos. Urmași demn de înaintaj. Am zis că sunteți fiul petrolistului. Sper să fie fost un urmaș demn. Nicolae. Altă dată. Da? Și nu i-ați înșelat încrederea. N-aș vrea să spun niciodată încrederea, că au mai fost momente din acestea. Au mai fost. Delicate. Unul dintre ele a fost chiar la debutul, sau la începutul vieții, să zicem, de student. Dacă e cazul să spun aici. Ba da, e cazul. S-a spus în viața de student și ajungem imediat viața de student. Iată, aici sunteți deja cu o grupă a dumneavoastră. Este student la IPGG. IPGG București, da? Facultatea de Exploatare a Zăcămintelor de Țiței și Gaze. Perioada 1961-1966. Ce vrea să spuneți? Vreau să spunem, să spun că... Vă rog. Poate microbul pe care care mi-a fost inoculat în vacanțele pe care le petreceam împreună cu tatăl meu la sonde încă din copilărie, s-a manifestat la absolvirea liceului, când, plecând în București să devin student la Facultatea de Matematică, pentru care nu simțeam o atracție deosebită, să zicem, am abandonat examenul la jumătate, adică după proba scrisă, întorcându-mă acasă și spunând familiei că am picat scrisul. Întâmplarea face ca... Curajos, totuși. Ca orice minciună care are picioare scurte. Și nu ține mult, da? Nu ține mult. O colegă care dădea examenul odată cu mine, nedumerită fiind de ce am plecat, a avut proasta inspirație să facă o scrisoare, să-mi adreseze o scrisoare care întâmplător a ajuns în mâna tatălui meu, din care reieșea că am intrat la oral, dar că nu știe unde, de ce am plecat. Eu motivând că am picat examenul și a fost prima minciună importantă sau mai mare, care nu cred că i-a căzut bine tatălui meu. Care era foarte riguros. Foarte riguros și puțin dur, totuși. Și puțin dur, în sensul bun al cuvântului, da. Nu neapărat violent, dar un om cu care nu își permitea glume cu copiii. Interesant, totuși, da? Dar, deci, dumneavoastră ați mers la petrol, nu petrolul a venit la dumneavoastră. Și anul următor, cu dosarul la sub braț, m-am dus direct la Institutul de Petrol, de pe Bulevardul Bălcescu, l-am depus fără să... Am dat examenul și am devenit student, întorcându-mă acasă, tatăl meu, care nu știa exact la ce facultate m-am dus, pentru că nu mergea cu mine să așa cum mergem noi cu copiii noștri, i-am spus că am intrat la facultate, dar că să n-aibă nicio surpriză neplăcută sau să nu facă un șoc, la Facultatea de Petrol, la care nu știu exact reacția, dacă a fost simulată sau... a fost cea reală și da, puteai să-mi spui că te duci acolo pentru că pe vremea aia se obțineau și trimiteri la facultate pentru fii de petroliști cu bursă. Cu bursă. N-ați avut bursă? N-am avut bursă pentru că el fiind cu salariu mare, era o restricție de acest gen, indiferent de note, nu puteai să beneficiezi de bursă peste un anume standard al venitului, nivel al venitului salarial. Ați dat și examenul de diplomă în iunie 1966. Iată, dacă vreți să vă mai admirați odată, da, poza de pe mă uit cu nostalgie la cu nota 10 a semnat în plutonul fruntaș. Deci din 1966 ați pus această diplomă, ați afișat-o undeva? Am afișat-o, dar am fost mândru că să de ea și mai ales de strădania pe care am depus-o în perioada studenției ca să scrie acolo o notă onorabilă, să zic eu. Am înțeles.
Promoția 1966. Aceea este o poză. Iată, o poză de grup, da? E poză cu întregul, sau mă rog, e o, parte, da? O parte din. Câți ați? 78. Din câți? Am intrat mai puțini decât 78. Asta e curios. Dar am mai prins pe drum. Da. Unii lăsau câte o grupă întreagă. Nu chiar câte o grupă, dar cred că avem cel puțin 10 dintre absolvenți din seriile precedente, următoare, cele de dinainte, care au repetat un an sau doi sau și pe care am reluat noi. Ne vom opri rapid asupra maestrilor de viață, asupra unor profesori, dar din câte constat, anul acesta urmează iară să sărbătoriți de două ori 25 de ani de la absolvire, da? Da. Adică 50 de ani. Se va întâmpla? Da, se va întâmpla în București pe data de 8 iulie. A, lucrări fixate deja, da? Sigur că da. Când ne vom întâlni cei care mai suntem... Câți mai suntem, da? În clădirea în care am fost studenți, lângă sala Dales, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, în anfiteatru din care am avut plăcerea să urmărim lecțiile multor dintre profesorii de care îmi face plăcere să-mi amintesc. Da, în timp ce dumneavoastră vă mai amintiți, iată o altă poză de grup, tot dumneavoastră mi-ați dat-o, iată o altă poză de grup, văd așa cu totul și cu totul întâmplător, Ion Tocan, Constantin Deca. Da. De cine vă amintiți cu plăcere, apropo de profesorii dumneavoastră? Pot să spun că mi-amintesc toți profesorii pe care am avut, dar da? În mod deosebit, profesorul dr. Beca, profesorul... Pe domnul Beca l-ați așteptat odată în gară? Pe domnul dr. Beca, de care eram foarte atașați, nu numai noi din anul meu, ci... Cam toate seriile vorbesc elogios despre dumnealui. Și dumneavoastră, vă amintiți cu plăcere, da? L-am așteptat în gara Băneasa, întorcându-se dintr-o vizită pe care o făcuse în Uniunea Sovietică pe atunci, la un colaborator cu care a scris o carte foarte importantă. Vysotsky se cheamă. Vysotsky. Da. Și unde am cunoscut-o pe mama dumnealui, o doamnă micuță, foarte atașată, pe care a iubit-o mult și a neglijat viața personală pentru a o îngriji. Și aveam și o poză și îmi pare rău că n-am adus-o, am găsit-o între timp, cu întâlnirea, o poză pe peronul gării de nord din București. Am arătat-o noi cu ocazia prezenței în studio a domnului Filipaș. De acolo am reținut această imagine. Am fost colegul cu el, da. Am arătat această poză. Acea poză este. De cine vă mai amintiți? De Nea Virgil. Adică profesorul de matematică Virgil Bogdănescu. O personalitate, o personalitate, asistentul... Era un om fin, un om elegant, nu? Un om de o eleganță și de o bunătate rară întâlnite. De profesorul Florian, un profesor dur. Cum v-ați împăcat cu domnul Florian? Oricine a avut contact sau tangență cu dumnealui, indiferent în ce ipostază s-a situat de... student respins sau admis, nu poate să nu recunoască eleganța dânsului și caracterul integru. Adică... Era incoruptibil. Era incoruptibil. Lucra bine cu tabla, corect excelent, la examene. Excelent, da? Excelent. Excelent. Da? Erau cursuri, pentru că pe vremea aceea nu erau cursuri tipărite sau nici măcar litografiate, erau cursurile care le preluam în timpul expunerii cadrului didactic respectiv. Și era așa acuratețe structurat încât servea ca mijloc de documentare și de învățare a materiei respective. Vă mai amintiți de cineva totuși? Sigur că pe parcursul emisiunii putem reveni. Sau sunt atât de mulți încât... Sunt foarte mulți. Nu greșim totuși, da? Domnul Țițeica, Gheorghe Țițeica, domnul academician Ioachim Grigore. Ați făcut cu domnul Grigore Ioachim, da? Extracția țițeiului în anul, da? În anul 4. Puțin cam împrăștiat. Puțin împrăștiat, dar foarte plăcut. O prestanță și științifică. A fost și prorector însu. Da, nu știam. Șef de catedră. Da, o personalitate. Da. Dar nu a vrut să vină la Ploiești însă. Da, era cam greu pentru lui. Foarte greu, era... da, într-adevăr. Deci iată, numai... Profesorul Stan. Profesorul Stan de rezistență, da? E acolo o poză. Când intra în sala de curs, deschidea geamurile. Da, era un domn micuț de statură,
și veșnic deschiat la cămașă, cu gulerul răsfrânt peste haină și, indiferent de perioadă sau de anotimp, prima mișcare pe care o făcea când intra în sală, deschidea geamul de lângă catedră, de lângă tablă, ca să primească aer curat și probabil și inspirație. Un om desăvârșit, un profesor minunat. Ați lucrat mult cu rigla de calcul, nu? Rigla de calcul era mașina de calcul, între mașina ghilimele. Mașina noastră de calcul. Mașina noastră de calcul. Poate o arătăm o dată și... Îmi pare rău că am... Poate o arătăm o dată și în emisiune. Am uitat să o aduc, dar interesant. Aș vrea să mai spunem telespectatorilor, să umanizăm puțin, că invitatul meu, pe care eu îl respect foarte mult, este căsătorit. Doamna se cheamă Elisabeta. Elisabeta. Să o salutăm de aici și sper să ierte orice imperfecțiune. Da, am nevoie să mă ierte, că s-ar putea să mai greșesc, dacă am nu înțeles, cumva am și greșit. Toți greșim, mai ales eu. Și aici avem câteva detalii pe care aș vrea dumneavoastră să le rezolvați. În cea din dreapta sunt eu la un eveniment fericit cu fata și soția. Aveți un nepot deocamdată, da? O nepoțică, o nepoțică, clasa întâia. Se vede aici și jos, da? Acolo era înainte. Am înțeles, ipostaze, da? Da. Domnule inginer, în această scurtă prezentare lungă, totuși, aș vrea să mai amintim câteva elemente demne de a fi menționate. 44 de ani i-ați dedicat petrolului, după cum urmează. 99 ani la Boldești, Berca sau Barsa și înapoi, da? Da? Apropo de Păunescu. Și 35 de ani la ICPPG, Câmpina Secții Proiectare, cu sediul la Ploiești. Devenit din 34 Petrostar. Aveți o înclinație către pedagogie. Aceasta o demonstrează odată. Primul an de apostolat, apropo de, da, nereușita între ghilimele la matematică fizică, aceasta se întâmpla la... În 60-61. Păcureț, da? La Păcureț. Iar un nume predestinat, da? Când v-ați pregătit și am arătat pe unde ați trecut, că ați terminat cu demnitate, după care, perioada 78-86, colaborator extern la IPG Ploiești, decan erau Alexandru Soare, Ion Crețu, șef de catedră Constantin Beca, da, și ați lucrat cu domnii profesori Gheorghe Pacoste și cu domnul profesor Georgescu. Georgescu, exact. La disciplina Forajul Sondelor. Forajul Sondelor. Nu v-a trecut niciodată prin cap să treceți gardul spre UPG definitiv? Ba, înainte, sau în perioada în care mă transferam de la Liliești la Berca sau la Ploiești, la Ploiești, da? Domnul doctor Beca mi-a făcut oferta să merg la institut. A, deci ați avut o ofertă, sigur, da? Sigur. Era una din ofertele. Nu știu de ce, am optat pentru partea de proiectare, ca probabil dorința de a nu pleca din mediul pe care eu îl consideram al familiei. Și ați avut de spus și ați lăsat ceva? Sper să fie util. Și ați refuzat să intrați? Și am refuzat. Întâmplarea a făcut ca după niște ani să fiu solicitat ca să devin cadru asociat. Așa cum ați remarcat dumneavoastră. Și învățământ. Dacă unii se mai chine să ajungă pe lună în învățământ, noi ne chinim să ajungem de la lună la lună. Da, îmi pare rău să aud asta. Financiar asta, da, este. Da, îmi pare rău să aud. Sigur. Deocamdată. Totul este... Să sperăm că e vremea. Totul are o dinamică. Aș vrea să mai menționez în finalul primei părți, ce repede trece timpul, că... Și vă rog să-mi permiteți să vă declar senior al petrolului românesc. Vă mulțumesc. Probabil că v-au mai spus și alții. Da? Dar într-un mod cu totul deosebit și ne onorează prezența dumneavoastră în studio. Și aș vrea să menționez în finalul primei părți trei realizări de marcă. Marca Virgil Roșu, și anume șef sondă, vorbim numai de sonde de explorare, da? Da. Deci de mare adâncime, în 1969, 6009 Băicoi. Da, sonda 6009 Băicoi era la vremea respectivă cea mai adâncă sondă din țară, situată într-o zonă dificilă din punct de vedere geologic și dovadă e și perioada în care s-a realizat această sondă destul de lungă, de circa 3 ani, unde am avut plăcerea să lucrez foarte aproape cu viitorii colegi ai mei din Institutul Câmpina, în grupa de cercetare al cărui șef era domnul Leon Dogaru,
O să ne amintim o dată mai în care, detaliu. Din păcate, a decedat. Da? Și cu care am rămas în... Am devenit colegi ulterior, în 75, când am transferat chiar în acest institut. Să spunem totuși că dumneavoastră, ca șef sondă, 69, ați urmat proiectul elaborat de către domnul, mi-am notat, sonda a fost, Ermakov. Exact. Sonda a fost proiectată de... Un senior al proiectării de care să ne amintesc. Un senior al proiectării pe care o să-l amintesc. Da. De asemenea, a fost dumneavoastră șef proiect, 1980, dacă m-am documentat bine, sonda 7000 Băicoi, da. Adâncimea 7025, și șef proiect sondă 10001 Stâncești, proiect care, din nefericire, după Revoluție, a picat. A fost abandonat, ca fiind foarte costisitor, chiar într-o fază destul de înaintată a elaborării. Documentația era elaborată, era avizată, da. Iar instalația, pentru că era unicat, era în construcție, realizându-se o serie întreagă din utilajele care compuneau această instalație. S-a abandonat, poate în mod justificat, că era o chestie de performanță. Vă propun să facem o scurtă pauză, după care să navigăm. Suntem în partea a doua a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu este domnul inginer Virgil Roșu. Așa cum am promis la finele primei părți, aș vrea să navigăm pentru că mai avem multe de spus. Îmi face plăcere să vă reamintesc, că și emisiunea dumneavoastră face parte dintr-un ciclu dedicat celor 10 decani ai facultății, acum se cheamă IPG, Ingineria Petrolului și Gazelor, și sunt convins, am certitudinea că pe unii dintre ei i-ați cunoscut și dumneavoastră în relația student-decan-profesor, iar pe alții i-ați cunoscut și la Ploiești în relația cadru didactic asociat decan și nu doar atât. Dintre toți, dacă îi privim, la cine ați vrea să ne oprim? Păi, m-am pregătit deja. Să începem cu începutul, cu domnul primul decan al facultății, care se numea Gheorghe Constantinescu. Meme, dar nu era meme în accepțiunea, să zicem, imediată a cuvântului. Cât era, l-am prins primii doi ani. Anul 3 și 2. Perfect. Când, între timp s-a pensionat și a venit ca decan al facultății profesorul Murgu Marțian, transferat de la Facultatea de Mine din Petroșani, care a fost decan următorii 3 ani și ulterior și încă o perioadă de timp, nu știu exact. 6 ani a fost decan, așa? Da? Așa. Un om integru, un om foarte distant, dar nu era deloc de neabordat. Haideți să vedem dacă aceste trăsături, apropo de testul nostru, îi se pot desluși și pe înfățișare. Într-adevăr, era un om cald, un om adus, nu făcea parte din sistem, era geolog. Da, era geolog. Da, știam. Apropo de aici, îmi permis să fac o corecție. Am fost și sunt în legătură cu actualul rector de la Petroșan, domnul profesor Radu Sorin, pe care l-am rugat și eu, crezând ca predar la Petroșan, să-mi fac o scurtă prezentare, invitându-l chiar într-o emisiune dedicată, dar nu are date. Iată ce mi-a mărturisit. Marțian Murgu a fost inginer la mina Anina, în perioada în care profesorul V. Poboran, cu care a și scris, era directorul minei. A fost colaboratorul profesorului V. Poboran, care l-a fi asociat, și au publicat împreună mai multe cărți. Iată una dintre ele, V. Poboran, Marțian Murgu, Aciucă, Bazele Mineritului, volumul 1-2, curs litografiat, Ministerul Învățământului, 1954-1955. Și tot Marțian Murgu singur, calculul rezervelor de substanțe minerale utile solide, curs Facultatea de Geologie Tehnică, IPGG, 58-1960. Decan al Institutului de Mine din București, 55-57, și decanul Facultății de Exploatare a Zăcământului de Țări și Gaze, IPGG București, 62-68. Eu vreau să mă opresc asupra acestei poze, dacă nu mai aveți și alte detalii, vă rog.
Acolo este, la, la un prezidiu aici. Este o poză, o poziție onorantă, făcută cu ocazia încheierii cursurilor universitare. La pupitru este domnul profesor Murgu Marțian, decanul, așa cum am spus. Bănesc că este cuvântul de deschidere sau de închidere. Închiderea cursurilor. Închiderea cursurilor, da. Dumneavoastră? Eu, profesorul Stan, colega mea decedată, din păcate, Niculescu Anișoara se numea. Deci erau și colege, erau aveam și colege în grupă. Eram, da? Sunt Dorițe, forajiste, da? Forajiste sau extracționiste? Extracționiste, da? Profesorul Stan, profesorul de rezistență. De care ați vorbit. De care, da? Am vorbit cu mare plăcere. Colegul Chivu Constantin. De la Câmpina, da? De la Câmpina, de la Institut. Doamna Anușa Stoicescu, devenită ulterior, nu știu exact numele, prin căsătorie. Lăsăm așa, Stoicescu. De care eram foarte apropiați, dumneavoastră, fiind... Toată lumea lăuda așa, acolo, da? Și cel din margine de tot, domnul profesor Pârcălăbescu, care a fost un decan de... Care a devenit ulterior și decan... Decan, da, de tranzit. Deci dacă ne uităm aici, de unde am plecat în acest panou, noi am mai vorbit despre domnia sa, a fost decan, să nu greșesc, 1972-1976. Și la București, și noi la... Noi l-am avut ca profesor, proiectarea exploatării zăcămintelor, un curs foarte greu. Riguros, da? Riguros. Dumnealui... Cum adică greu? În sensul că... Era foarte solicitant. Trebuia să... Și să ai și un background, cum totuși să-l înțelegi, da? Să ai și un vocabular format, pe, da? Care noi abia ni-l foram. Dar cu bunăvoință și cu mai ales bunătatea dumnealui, am reușit să-l promovăm toți cu bine. Deci n-ați avut nicio restanță, să înțeleg, da? Nu, n-am avut nicio restanță. Și asta e bine? Poftiți? Asta a fost bine? A fost foarte bine, pentru că nu mi-am stricat nicio vară. Vara era pentru distracție. Pentru, foarte frumos. Foarte eventual frumos. Pentru cules, prune sau mers la strâns de fân, pentru că eram de la țară și... Trebuia... Adică ați trecut prin toate capitolele amintirilor din copilărie. La scăldat, da, la cireșe, la fân, descurs, da? Chiar... Nu știu dacă ați dormit vreodată în fânul cosit proaspăt. În fânul de curând cosit, dar romanțele pentru mai târziu. Am și cântat și am și dormit. Da. Și eu sunt de la țară, să știți. Unii nu recunosc, eu recunosc tot timpul și mă mândresc. Și mă mândresc. Aș vrea să arăt camerei două cărți. Marțian Murgu, autor principal, editura tehnică. Evaluarea geologică și industrială a zăcămintelor minerale. Dânsul a fost doctor, docent, a predat mineralogia, de atenție, a fost decan la Foraj, da? Mai avem un caz, printre cei 10 decani, se află și domnul Mălureanu, care o să vină în emisiunea noastră. Dânsul a avut mai multe caschete, președintele Consiliului de Administrație, decan, șef de catedră, secretar științific. Și a doua carte, sunt mai multe ele, Explorări și exploatări miniere. Deci, unic autor, editura didactică și pedagogică, unic autor, foarte bine apreciată și am ținut în mod deosebit să transmit telespectatorilor. Bun. Acum aș vrea să revenim la școală, la copilărie și îmi permit să reamintesc telespectatorul ceea ce am afirmat, că sunteți al cincelea copil al Mariei și al lui Nicolae Roșu. Fată, fată, învățătoare, învățătoare. Vă dați seama ce-o fi fost pe tată de dumneavoastră? Fată, fată, dorea neapărat să aibă un băiat? Nu știu dacă preferințele lui erau, dar să aibă mai mulți copii, asta cu siguranță, că așa se... Asta era... Percepție. Și apoi băiat, mecanic, inginer Silvic și domnul Virgil... Și domnul, Roșu, da. Cel care este prezent în emisiunea noastră. Vă rog să ne vorbiți foarte succint, dar grăbindu-ne încet, despre părinții dumneavoastră pe care eu îi arăt aici, Maria și Nicolae. Da, părinții mei de care am fost și sunt mândru, ca fiind exemple pentru noi copiii de corectitudine și de bună cuvință. Mama s-a ocupat de gospodărie fiind destul de mulți și având destul de multă treabă, iar tatăl meu, așa cum am spus-o și mai înainte, fiind plecat de acasă, de la vârsta copilăriei, aș putea să zic. Chirovnic la început, apoi șef secție, da? Șef secție. Iată-l aici, iată o altă imagine, vă rog. Aceasta e o imagine
după ce a revenit și tatăl meu acasă, adică la pensie, În 66. În curtea casei părintești din Aricești și Zeretin. Haideți să ne mai intrăm o dată în curtea casei. Casa părintească există acum, există, da? Există și chiar dacă unii o detestă, noi o apreciem, eu cel puțin, și îmi face plăcere să mă întorc de câte ori am posibilitatea acolo. Dar și întrețineți, investiți totuși? Da, am o mică căbănuță unde mă duc cu plăcere și îmi petrec weekendul sau când am ocazie să o fac, o fac. Natura vindecă nevroze. Iată-l tot pe tatăl dumneavoastră, cu mustață. Ați avut vreodată mustață? Nu, că nu s-a asortat cu părul. Nu s-a asortat cu părul, da? Aici o diplomă de capacitate. Tatăl meu a fost să fie contabil. Dovadă e și diploma pe care ați prezentat-o. Foarte frumos realizată, mi-ați arătat-o. Da? Când la 16 ani a devenit contabil cooperatist sau ceva în genul ăsta. Și nu i-a plăcut. Profesie pe care n-a practicat-o, devenind sondor și avansând în funcție până la funcția de maestru sondor. Iată, pe 12 iunie 39, meseria de sondor. Cartea de meșter. Cartea de meșter, ulterior, sau după aceea, Maestru sondor șef prin, da? În 1928. La loc de cinste am văzut că se află acest... Da, acest este, plebe. Pentru că din comuna noastră erau 3 petroliști. Da? El fiind forajist, ceilalți doi... Ariceștii de Zeretin, da? Deși erau cunoscute zone, era cunoscută zona ca fiind zona unor puțuri petrolivere, Matița fiind... Da. Un exemplu de pionerat și chiar Păcureții, de unde și denumirea. Loc predestinat, da. Am avut un invitat, domnul Serian Dumitrescu, de acolo. Da, domnul profesor Dumitrescu, da. Da, din Păcureț. Iată-l aici. Acolo era un câmp de sonde. Pe unde sunt aceste sonde? Pe unde? Țintea Buștenarii. Sunt turlele de lemn din care se confecționa atunci aceste... turle pentru foraj, care deveneau ulterior și erau menținute și ca turle de extracție. Iată tot niște imagini pe care dumneavoastră mi le-ați oferit cu plăcere. Da. Diverse ipostaze. Da. Și în sfârșit, nu știu cât de clară este această acolo imagine. Acolo tatăl meu, împreună cu echipa care pe podul sondei, o instalație veche, cum era cele de dinainte de război. Aș vrea să mergem mai departe, rămânând puțin tot la tatăl dumneavoastră, dar pe care l-ați apreciat foarte mult. Foarte chiar mult. L-ați copiat la un moment dat. Da, așa se spune și am plăcerea să recunosc că m-am străduit să-l urmez în toată cariera pe care am avut. Și ați reușit. Tatăl dumneavoastră l-a cunoscut pe cel care a fost inginer Mihail Constantinescu. L-a cunoscut la Societatea Unirea, unde au lucrat împreună. Da, domnul Mihail. V-aș ruga să mă ajutați puțin să-l evocăm pe cel care a fost Mihail Constantinescu. Și am câteva izvoare, am câteva diplome, am și câteva cărți, chiar și dumneavoastră aveți o carte. Da. Da? Puțin știu că domnul inginer Mihail Constantinescu o să fac o scurtă prezentare a domniei sale. A fost și profesor la IPGG București. A ținut și un curs. La prima solicitare a refuzat pentru că nu avea totul articulat. A și publicat foarte mult, autor de brevete. Dar îmi face plăcere să prezint telespectatorilor, și o să încep așa, câteva din cărțile pe care eu am reușit să le obțin atât de la Biblioteca Universității, dar una dintre ele, Forajul sondelor adânci, mi-ați adus-o chiar dumneavoastră. Da. Domnule inginer, inginer Mihail Constantinescu, editura tehnică, 1970. Da. Și am aici o dedicație, îmi face plăcere să o arăt, vechiului tovarăș de muncă roșu ca amintire. M. Constantinescu, 18.04.1983. Da. Cum l-a cunoscut tatăl dumneavoastră mai îndeamănunt? Am înțeles că au fost colegi la Unirea. Da. Ce amintiri
ați reținut dumneavoastră din povestirile lui Mihail Constantinescu, pentru că și dumneavoastră l-ați cunoscut pe Mihail Constantinescu. L-am cunoscut și eu într-una din vizitele pe care tatăl meu le-a făcut. Între timp eu mai arăt și alte cărți, da, ale lui Mihail Constantinescu. Vă rog. Și dispusele tatălui meu, care avea o considerație, înaltă considerație față de acest domn inginer Mihail Constantinescu, da, am reținut că au lucrat împreună la Societatea Unirea. De domnul Constantinescu era atunci inspector. Inspector cu forajul. Da. Pe șantierele din Aricești, Drahtivani, Gura Ogniței, Țintea, ulterior Boldești. Da. Și mi-a povestit și despre un incident sau de un... Neplăcut. Da? Vă rog să spunem și telespectatorii. Al domnului pe care l-a întâmpinat domnul inginer. Adică în anul 1952, probabil datorită faptului că lucrase la o societate care... Pentru care... Aceasta fiind Unirea, da? Unirea. Da? A avut neșansa să aibă un accident tehnic la o sondă. Și, fiind arestat în 1952 și eliberat după un an de zile în urma unui proces în care oamenii cu care au lucrat, deveniți martori, și-au exprimat solidaritatea cu dumnealui și, în alta considerație, fapt care a determinat organele penale să-l elibereze și să-l declare complet nevinovat. Dar lucrurile fuseseră făcute deja. Iată, eu am câteva documente. Și dumneavoastră l-ați cunoscut pe mine? Da, și într-una din vizitele pe care le făcea aproape cu regularitate de câte ori venea în Ploiești, tatăl meu, nu uita să treacă pe la vechiul lui tovarăș și șef, că i-a fost șef, domnul Mihai Constantinescu, acolo, care locuia într-o casă lângă hotelul Prahova, devenită ulterior muzeu. O să o arăt aici, o să o caut, o să arăt, o să o și găsesc. Iată, apropo de această casă, e vorba de muzeul, care-i poartă chiar în numele, Paul Constantinescu, un vechi colaborator, Alexandru Ibădulescu, a scris o lucrare, Cultura muzicală pe teritoriul județului Prahova, în secolul XIX-XX. Domnul este doctor. Lucrarea a apărut la Editura Muzicală, București, 2012. Și aș vrea să spunem telespectatorilor că domnul Mihai Constantinescu este fratele compozitorului, Paul Constantinescu. Da. Paul Constantinescu, care s-a născut la 30 iunie 1909 Ploiești și a decedat la 20 decembrie 1963 București. Eu încă autograf această carte și aceste documente de aici sunt tot de la domnul Alexandru Bădulescu, îi mulțumesc. Și iată ce notează domnia sa. Excepțională activitate de compozitor și profesor a fost răsplătită cu importante premii. Și spune, vorbește despre Muzeul Memorial 1993, casa donată de fratele său mai mare, erau patru frați, profesor inginer Mihai Constantinescu și cumnata sa, inginer Eleonora Constantinescu. Da. Deci această casă, o să găsesc această imagine în timp ce ne mai amintim de câteva din diplomele domniei sale. Dar până atunci, foarte pe scurt, câteva repere. S-a născut, mă refer la Mihai Constantinescu, la 12 august 1903, Vălenii de Munte și a decedat în anul 1980. Între timp, eu am să prezint și diplomele, și nu au fost puține, brevetele ca șef de exploatare ale domniei sale. Liceul Mihai Viteazu București, promoția 1922, magna cum laude. Da. Școala Politehnică din București, secțiunea mine, inginer de mine, 1928, promoția. 45 de ani dedicați petrolului, 1928-1973. A lucrat la Unirea, șantierele Piscuri, Gura Ogniței, Aricești, petroliferă Muntenia, Sovrom Petrol. În 49 a fost solicitat de IPG București să predea cursul de forajul sondelor. A refuzat, nu avea sistematizat tot materialul, dar începând din 1950 până în 52, a ținut acest curs, cursul se numea exact, Săparea Sondelor. A spus că a fost arestat în perioada 1952-1953, da, un accident tehnic la o sondă acuzat ca fiind sabotat. A fost proces, a scăpat, în 54 îl găsim la TEC București, T
TEG este acronimul de la... Trustul Explorării Geologice București. În 55, inginer șef la același trust, 1956-57, director științific la ICP București, da. Institutul de Cercetări... Petrolifer. Petrolifer, da, care în 57 s-a contopit cu cel de la Câmpina, a refuzat să meargă la Câmpina, în 57 dispecer de foraj, da, și în anul 1970 până în 73, câte patru rând la IFLGS. Foarte pe scurt, l-am evocat pe cel care a fost Mihai Constantinescu. Acum aș vrea să ne întoarcem la dumneavoastră. Vreau să aveți câteva realizări de marcă, dar înainte de a trece la acele sonde de mare adâncime de care am vorbit, trei la număr, în calitate de șef de sondă și șef de proiect, îmi face plăcere să discutăm pe etape foarte puțin și să condensăm, dacă se poate spune așa, viața dumneavoastră. Prima etapă eu am numit-o de la Boldești la Berca și înapoi, 1966-1969. Corect. Aici am o rugăminte. Vorbiți-mi de cel care a fost Blebe. Acolo, Dumnezeu să-l ierte. Da, în transferații, atât la Boldești, cât la Boldești cât și la Berca, șeful sectorului, cum se numea, modul de organizare de la vremea respectivă, a fost inginerul Blebea Traian. Un om foarte competent, un bun meseriaș, dovada e că și-a petrecut foarte mulți ani în Algeria, și, dacă nu mă înșel, în jur de 14-15 ani. Ca, da, 16 ani ca specialist Algeria, da? Solicitat de statul algerian, nominal chiar, ceea ce era un lucru deosebit. Și nu era simplu să... Și nu era simplu, mai ales că erau niște perioade restrictive de activitate în exterior. Nu puteai să stai oricât cât ai fi vrut să faci. Da. Decât în mod excepțional, cum a fost cazul dumnealui. Un om care, din păcate, s-a stins de relativ tânăr. Era un tip religios, un tip de promoție, un tip deosebit. Și șeful promoției dumnealui, absolvent cu 7 ani mai mare decât mine. Da. Dar de care am fost foarte atașat și care m-a ocrotit dumnealui la rândul dânsului, fiind lucrând cu tatăl meu, pentru că eu am avut șansa să lucrez cu o serie de oameni și din personal tehnico-ingineresc, dar și din personal de execuție, care lucraseră cu tatăl meu. Și eu, într-un fel, eram cunoscut, cel puțin după nume. Și trebuia să mă... Asta obliga mult. Și să mă străduiesc să fiu cât de cât la înălțimea numelui pe care îl purtam. A doua etapă, 1969-75, este legată de sonda 6009 Băicoi, da? Deci, a doua perioadă a activității mele practice... Liliești, practic, Liliești, este un loc, practic, da? Întreprinderea de foraj Ploiești, mutată din motive, nu știu de care, la Liliești. E, știți de a care, a devenit, da? Întreprinderea de foraj Ploiești cu sediul Liliești, în sfârșit. E, acolo... De această întreprindere depindea sonda 6009 Băicoi, așa cum am spus, una din sondele foarte importante, nu pentru că eram eu acolo, dar datorită cheltuielilor enorme care se produceau acolo. Da, erau niște costuri economice, totuși, da? Foarte mari. Oameni foarte competenți, iar, de altfel. Da, personal de execuție simplu, fiind ales dintre cei mai... Da. De ce ne v-ați aminti aici, apropo aici de această perioadă? Aici cu mare plăcere de domnul inginer Sârbu Ion, directorul tehnic al trustului de foraj Ploiești. Da. Și eu îl salut de aici, păcat că n-a reușit să vină într-o emisiune. E un om, da? De onestitate deosebită și de o competență la fel de, da? Importantă. De domnul Nae Popescu, Nicolae Popescu, directorul întreprinderii. Și am avut și Costică Popescu. Costică totuși, Popescu, da? Directorul tehnic al, da? întreprinderii. Așa, nu, da? Există nicio legătură de rudenie între dumnealor. Am înțeles. A cărora, care se fac vinovați, între ghilimele, de ascensiunea mea, oarecum peste rând. Pentru că, ca să devii șef de sondă de mare adâncime la o experiență relativ scurtă sau mică, era un act de curaj, da? Și din partea conducătorilor, dar și din partea mea. Spre norocul meu, lucrurile... Totul a reușit, da? A reușit. Pe domnul Ariton Ionescu l-ați cunoscut? Pe domnul Ariton Ionescu era directorul tehnic, răspundea de forajul de mai mică adâncime la întreprinderea Foraj Ploiești, l-am cunoscut și am o părere excelentă despre dânsul. Îl salut cu această... Foarte frumos. Ultima perioadă.
Ne apropiem de final, 1975-2010. Ultima perioadă, cea mai lungă de altfel, am petrecut... Putem spune ICP BG Câmpina, secții proiectare Ploiești, Mon Amour. Putem spune, da? Da, Mon Amour, după 36 de ani sau cât sunt. Da, 35 de ani, așa, da? Pot să spun asta. Mi-a făcut plăcere să încep activitatea de proiectare cu oameni deosebiți de valoroși. Ca de exemplu, eu vi citesc, Pispiris Apostol, delicat. Delicat și un... Niciodată nu te jignea. Un om de bunătate extraordinar. Ar fi bine și așa. Da. Observația care ce o făcea, chiar dacă era greșeală, nu era taxată ca o greșeală, ci ca o variantă. Și mă motiva spunând că e mai bine să facem așa, cum spun eu. Iată, alt senior, Dravățion. Dravățion, o celebritate. Lista oameni de la dumneavoastră, Silviu Dumitrescu. Silviu Dumitrescu a fost cel mai apropiat, deși era de vârstă înaintată, dar prin comportament era cel mai apropiat de mine. Erhan Valentin. Era șeful serviciului Foraj. Adică și l-am lăsat la urmă, pentru că l-am mai pomenit pe domnul Ermacov Alexandru. Ermacov Alexandru. Șef proiect la Sonda 6009. L-am cunoscut mai bine, deci când lucram în șantier, pentru că era șeful proiectului și ulterior am devenit colegi de activitate la institut. Domnule inginer, efectiv va trebui să punem punct emisiunii, dar am o surpriză pentru noastră, am să pun câteva întrebări scurte. Știți să iertați? Iert, dar nu uit. Defectul dumneavoastră cel mai important care ar fi? Poate că ăsta ar fi unul din ele și pentru că sunt cam repezit uneori. Calitatea care este? Că iert. Dar nu uitați. Dar nu uit. Am înțeles. Munte sau mare? Munte. Marea nu-mi place. Paris sau Londra? Parisul, mai latin. Aveți tabieturi la care țineți? Nu, n-am tabieturi. Uneori spre regretul meu. Și ultima întrebare. Cum vă trăiți vârsta, domnule Sam? Am preocupări, să zicem, nu neapărat intelectuale sau nu numai intelectuale, cel puțin în ultima vreme nu le mai am, pentru că n-am vrut să mai colaborez, fiind depășit, să zicem. Dar am preocupări de-astea gospodărești, am activități care nu-mi dau răgaz nicio clipă. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, și la revedere de la dumneavoastră, stimați telespectatori, mulțumindu-vă pentru fidelitate, pe săptămâna viitoare, bună seara!